Sergei Lavrov, ministru de externe al Federației Ruse, a declarat astăzi că Ucraina va trebui să dea socoteală în fața justiției pentru crimele din estul țării. De cealaltă parte, primul ministru Arseniy Yatsenyuk a acuzat Rusia că vrea să lanseze cel de-al treilea război mondial. Totodată, tensiunile din estul Ucrainei continuă să escaladeze. În timp ce autoritățile desfășoară o amplă acțiune antiteror în orașul Sloviansk, mai mulți observatori OSCE au fost sechestrați de militanții proruși din localitate. Șeful diplomației de la Moscova a denunțat încă o dată operațiunile antitero desfășurate în Ucraina. Potrivit lui Sergei Lavrov, autoritățile de la Kiev vor fi obligate să răspundă în fața justiției pentru declanșarea războiului contra propriului popor. 160 tankov, 250 boivih mașin pehote, proce tijole tehnic, aviație, voiui собственным народом. Это кровавое преступление, за которое те, кто толкнул армию на это, еще ответят, я убежден, и будут преданы правосудию. De cealaltă parte, premierul interimar ucrainean Arseniy Yatsenyuk a acuzat Rusia că vrea să declanșeze al treilea război mondial și a îndemnat comunitatea internațională să se unească împotriva agresiunii rusești. Спроби російської військової агресії на територію України призведуть до військового конфлікту на теренах Європи. Світ ще не забув Другу світову війну, а Росія хоче розпочати вже Третю світову війну. Între timp, potrivit presiei ucrainene, militanții proruși din Sloviansk au reușit să captureze astăzi un autocar cu 7 observatori ai OSCE și 5 soldați ucraineni. Forțele de ordine duc tratative cu separatiștii pentru eliberarea ostaticilor. Totodată, operațiunea antiteror din regiune continuă. Armata ucraineană a încercat astăzi să izoleze pe activiștii proruși în orașul Sloviansk pentru a-i determina să părăsească regiunea. На блокпосте нормальная ситуация, никто никуда не разбегается. Восстанавливаем его новыми силами, уже более укрепляем его блокпост. Так что, он, видите, сами кран подогнали, сейчас будем блоки устанавливать. Уже будет конкретная оборона, не то, что раньше были одни саты. Ministrul de interne, Arsen Avakov, a avertizat că armata ucraineană va interveni în forță în cazul în care opozanții puterii de la Kiev nu vor renunța la arme și nu vor părăsi clădirile ocupate, conform termenilor acordului semnat de Ucraina, Rusia și SUA săptămâna trecută la Geneva.